Marin Armanet, ministru de externe, semnează tratatul între România și Republica Ariană Sudană privind transferul de persoane și condamnări privative de libertate. Delegația română și cea siriană au căzut de acord asupra tratatului de colaborare între cele două state privind transferul de persoane cu condamnări privative de libertate. Inițial, pe lista oficială de discuții figura încă un punct ce făcea referire directă la procedura de extrădare dintre România și Republica Arabă Siriană. Surse apropiate Palatului Cotroceni susțin că tratatul, al cărui titlu menționa explicit termenul extrădare, nu a mai fost discutat întrucât partea siriană nu finalizase documentul. Documentul semnat astăzi ar putea fi un prim pas ca omul de afaceri Omar Haysam să fie adus în România pentru a-și ispăși pedeapsa. Ca să intre în vigoare, tratatul trebuie aprobat de guvern și de parlament. Alte acorduri încheiate azi între România și Siria se referă la cooperarea economică, educație, transportul rutier internațional și mediu. Discuțiile ne-au prilejuit o analiză a relațiilor bilaterale, o analiză a situației din Orientul Mijlociu și perspectiva dezvoltării relațiilor economice româno-siriene. ولكن ما زال التبادل التجاري بين البلدين ضعيف ونحن نريد اليوم ان نعطي دفعه قويه للعلاقات الاقتصاديه. Anul acesta se împlinesc 55 de ani de relații diplomatice între România și Siria. Președintele Siriei și delegația sa rămân la București până mâine.